Rugăciunea de joi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, precum în ziua de astăzi te-ai sculat de la cină și ai spălat cu mare smerenie picioarele ucenicilor tăi și ale vânzătorului, și într-o această seară le-ai dat sfântul tău trup și sângele tău, apucând într-o mâinile tale cele sfinte pâine și vin, și blagoslovindu-le și făcându-le trupul și sângele tău, i-ai împărtășit zicând: luați, mâncați și beți, că acestea sunt trupul și sângele meu, ca să se ierte păcatele voastre. Întru care zi te-ai înălțat la cer și ai șezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui tău, să împărățești ca un fiu iubit împreună cu El în veci. Așa te rog, pentru rugăciunile ucenicilor tăi și ale Sfântului Nicolae, să ierți greșalele tuturor păcătoșilor, ale celor vii și ale celor morți, și să-mi dai lacrimi fierbinți și darul tău cel curățitor, ce a spălat picioarele ucenicilor tăi, să spele și să curățească astăzi inima mea cea spurcată și să lumineze sufletul meu și să deschidă mintea mea pentru ca să mă facă vrednic să mă împărtășesc cu curățenie, cu cucernicie și cu smerenie sfintelor tale taine, și acum și în vremea morții mele, și să se suie cu bucurie sufletul meu în ceasul despărțirii mele împreună cu tine, fără de nicio frică sau întrebare sau împiedicare, să trec vămile văzduhului și să ajung la ușile cerului și să intru în slava ta cea cerească, să slăvesc și să mă închin în veci numelui tău celui sfânt. Amin. Îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la sfârșit. Am creat acest canal cu dragostea și dorința de a aduce lumină și speranță în viața ta. Slavă lui Dumnezeu pentru fiecare clipă trăită pe acest pământ. Dacă nu te-ai abonat încă la canalul Taina Credinței, te rog să apeși pe iconița din mijloc. Rămâi și ascultă în continuare cea mai vizualizată rugăciune sau cea mai recentă, ce le-am pregătit pentru tine. Împărtășește videoclipurile noastre cu cei dragi. Poate există cineva care are nevoie de o rugăciune sau de o încurajare în această zi.